am bani de tot și-a făcut sine, ține atâția ani. Cui pasă că s-a dat și că sunt rămas în urmă. Până la urma urmei vă și eu mă. Întrebări, întrebări, întrebări fără răspuns. Oare așa gândesc și azi, oare sunt și azi în plus. Lucru mi este clar, mi-e clar că nu mi-e bine. Și de aceea te întreb, cui pasă de mine? Cui pasă, cui pasă de mine? Cui pasă, cui pasă de mine? Cui pasă, cui pasă de mine? De atâtea ori în viață eu am fost dezamăgit. Orice urmă de speranță la sfârșit m-a părăsit. Încercând să-mi revin, mai mult m-am scufundat. Încetul cu încetul m-am trezit într-un căcat. Însă nimănui nu-i pasă de problemele altora. Fiecare se grăbește, fiindcă viața este grea. Tot ce știu acum, tot ce știu că nu mi-e bine. Și de aceea te întreb, cui pasă de mine? Cui pasă, 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 cui pasă de mine? Toată ce nu ajung, se rinâmbă și cu tine. Pot să mor de foame, nimeni nu te ajută. Dacă nu sunt banii, toți îi iau pe altă rută. Ăsta e sistemul cel mai tare scapă. Dacă nu faci bine, mâine ești în groapă. Și vei fi mereu, tot pe locul doi. Și totuși nimeni nu te duimă pe noi. Cui pasă, cui pasă de mine? 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 Cui pasă, cui pasă de noi? 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 Foarte, foarte, foarte! Yo, yo, yo! Așa, o să zic eu câteva cuvinte. Vrem să facem seara asta așa și cu un pic de poveste. Nu vrem să cântăm așa piesele una după alta. Și m-au tras la sorți pe mine primă. Așa, ca să clarificăm pentru cei mai nostalgici ca și noi, Dio nu e aici, după cum bine vedeți. E acolo, acolo e al băiat. Dio e în... Dio e în Irlanda, lucrează, n-a putut să vină. Șeful lui, unul pe care îl cheamă Ilie, nu l-a lăsat să vină. Asta e problema, n-am avut ce să facem. Ok? Dar las că o să-i cântăm una după aia și lui șeful lui, ca să se simtă bine. Mai încolo, nu acum, aia lăsăm mai târziu, că e mai... Așa, e o plăcere pentru noi să fim aici, în sala unde am cântat prima dată, în 1995, alături de Cristi Iacab. E o mare plăcere, la vremea aia scena era în spate, tot ce vedeți aici era o sală mare comunistă care între timp s-a transformat. Și așa din perioada lui Cristi, o să vă cântăm următoarea piesă, cred că chiar prima sau a doua, nu știu exact, chiar am și tras-o cu Cristi pe primul nostru demo, se numește Între Prieteni și vreau să-l invit în scenă pe Zimbru de la Cluj, care o să-i dea... Bună seara, Reșița! O să-i dea o mână de ajutorul domnul director Alecu, că acum na, e și el om mai în vârstă așa, mai... Și avem nevoie de tineret nevoie de ajutor, să ne susțină! Că nu mai putem! Sunteți gata de mișcare, Reșița! Hai să vedem dacă ne iese. Erai bun. Eu să fiu tu, tu să fii eu, să constatăm când e de eu.
Haideți, Reșița! Reșița sus! Hei, 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 hei! Haideți, pune spate! Tu ești un om ca oricare cred că aș putea să zic. Iar de se întâmplă câteodată să te poți ca o tupii. Dar mi-ești prieten cel puțin, nu pot să o contrazic. De aceea când ești prost, nu vine într-o zi. Tu ești un flacos, să vii să fiu la fel și eu. Pentru că și eu sunt acolo și mi este greu. Dar e frumos măcar să ne înțelegem bine. Dacă eu sunt idiot și prostul e zilei. Hai cu coasa! Și mă întreb câteodată cum te mai suport. Este ori mi se întâmplă să te jur de nu mai pot. Apoi însă îmi trece, sunt de prieten iar. Și constatăm lucii că decertăm în zadar. Și mergem la opere, mergem la film. Avem o prietenie cu care ne mândrim. Căutăm mereu niște fetițe să agățăm. Să mergem într-un parc și să le plimbăm. Eu să fii tu, eu să fii tu, tu să fii eu, tu să fii eu. Constatăm amândoi, să constatăm, să fim noi este greu. Să ne duceam atunci, că să fim prieteni greu. Când eu am fi tu, atunci când tu ai fi eu. Toni Dismăresc cu chitară solo. Aplauze! Pentru că și eu sunt atop și mi-este greu. Dar e frumos măcar să le înțelege bine. Dacă eu sunt idiot și prostul e tine. Eu să fii tu, eu să fii tu. Joacă tu să fii eu, tu să fii eu. Să constatăm amândoi, să constatăm, să fii noi este greu. Să ne înțeam atunci, că să fii prieteni greu. Atunci când eu aș fi tu, atunci când tu ai fi eu. Mâinile în aer, Reșița! Simplu! O să mai vedeți, o să mai vină! Cum începea Flaviu să vă povestească mai devreme, am făcut la un moment dat un album, se numea Trăim Degeaba, era tras în niște condiții faine, aveam un studio aici în spate, undeva în dreapta, totul se înregistra live, unul la unul. Nu, fii atent, gata! Nu, era... Stai să zic! Aici. Instrumentele le-am tras într-un hall și vocile aici unde acum e intrarea. Asta a fost la fază. Ăla, ăla. Oricum, ideea era că în vremea aia ne ajutau foarte mulți oameni. Aveam foarte mulți prieteni, aveam și acum. Poate unii dintre voi știți pe Alexa. Eu. Omul din frigider. Care avea o poză făcută de într-un frigider cu Coca-Cola. Foarte multă lume, foarte multă lume ne-a ajutat în vremea aia. Unul dintre prietenii noștri dragi, la care ne gândim foarte mult. Vorbeam de Adi Lațcu, care trebuie să ne-l amintim întotdeauna, exact așa cum era.
Și hai să vedem o mostră de pe albumul ăla. Hai să riți, să riți, ce nu-ți are mine! You don't like the science that makes you mad. Sometimes you are a good guy, but sometimes you are bad. You're going to a place where everybody scream. A place where everybody are breaking in. Stop, stop, don't break it up. Oh man, you suck. You need a break and then you can rock. Ah, you crazy, you better watch your step. Oh motherfucker, you're just a screaming head. Go! You're just a screaming head. A fucking screaming head. Maybe it can't receive, you're not okay. Just say I'll be trying to go away. I ain't don't interrupt you, but don't you think you're nuts? If you don't take it easy, your mom will have you shot. It seems that you don't care, you say you wanna try. So if you wanna scream, get with me, it's fine. Why the hell I care for a brain that you don't have? You just a stupid kid, a real screaming head. A real screaming head. A fucking screaming head. Reșiță! Screaming head! Just a screaming head! Screaming head! A fucking screaming head! Screaming head! You're just a screaming head! Screaming head! A fucking screaming head, sorry! Fuck monsters! Screaming head! You're fucking screaming head! E cam cald aici. Mulțumim foarte, 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 foarte. După mai mult de 2 ani de pregătire pentru concertul ăsta și și așa am venit fără un membru important. Ne bucurăm că am o sală plină cu voi toți aici. Serios. Vă mulțumim foarte mult. Oricum, dacă mai e cineva aici care nu și-a dat seama că e un concert de metal, mai ridicați-vă de la masă, mai săriți, mai ceva, că ne simțim și noi mai bine. Hai! Bun, stai să spun și eu ceva despre următoarea piesă. Foarte bine. De pe al doilea album al nostru, PNV-ul, l-am tras poate puțin mai bine, că de pe vremea aia deja avea, știi că procesorul tău de tobe? Mai știi ăla? Deci începea să meargă treaba. Trebuia să apară la Electrecord. N-a mai apărut. Ghinionul nostru sau norocul nostru, habar n-am. Asta e viața, prieten. Auzi, fii atent, poate dacă apărea acolo, știi, numai și certam, nu mai cântam azi aici. Lasă că mai e bună așa. Nu mai știam cum să împărțim banii. Da, căram baia cu sacul. De la Electrecord, sigur. Ok, deci următoarea piesă e de pe albumul PNV.
Am iubit albumul ăla. Puteți să, cred că puteți să-l downloadați online pe SoundCloud. În fine. Da, persoana întâi sunt eu. Da, persoana întâi sunt eu. Și începe cam așa. Hey! Așa! Mă întreb de ce-am plecat și singur te-am lăsat. Păi nu știi vorba, frate, că scapă cine poate. Problema era mare, cu pup și cu picioare. Și tu vroiai să stau, ca tine să o iau. Ți-am tot zis să plecăm, ți-am tot zis să plecăm. Dar nu vii te-a ajutat, fi că tu ai vrut să stăm. Eu n-am mai rezistat, acolo încă cad. Și mă, ce dur ai fost, că tu o pică prost. Rău! Îmi pare rău! Îmi pare rău! Tu ești persoana a doua, persoana trebuie să te iau. Rău! Îmi pare rău! Așa! Îmi pare rău! Tine persoana, doua persoana, tristie. Eu n-am știut ce-i de făcut și n-am putut să stau mai mult. Ți-am spus să vii, te-am tot chemat, dar nu că tu ai vrut să rămâi acolo în rahat. Acum îmi spui tu mie, spui de prietenie, că nu-s prietenul tău, că te-am lăsat la greu. Eu n-am vrut să plec singur, dar tu chemam mereu. Dacă tu m-ai scăpat, măcar am scăpat eu. Rău! Îmi pare rău! Îmi pare rău! Tu ești persoana a doua, persoana întâi sunt eu. Rău! Pară rău! Pară rău! Tu ești persoana a doua, persoana întâi sunt eu. Și se vede pe Flavio! Iha, Danius! Gata, m-ați văzut, nu? Iată de libertate, nu mai există dreptate. Când te-ai peste un val, îi lași pe toți și vrei să ajungi la mal. Atunci ești lovit pe la spate și gândul îți zboară departe. La tot ce-ai făcut în zadar, la prieteni ce vii și dispar. Rău! 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 Oh yeah! Vă mulțumim foarte, 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 foarte mult! Canilopulus Gaurelianus! Aștept sutienul aici pe scenă. Mi s-a promis în seara asta un sutien. Da, ți-l dau pe-a meu! Să-l pun lui Alecu. Ți-l dau pe al meu. Nu am loc de pedalele astea, așa că mă trag un pic. Firele ale naibii de pedale. Hai la meu, hai la meu. Eu când răzdesc, când... Hai la meu, te rog, te-nvid la meu. Ăsta-i puțin cam sus, dar o să stau așa, mă. Și biștie, și biștie cum e asta. Eu mi-am pregătit un sketch spontan. Cumva, dacă toată lumea a vorbit despre câte ceva din istoria noastră, eu fiind singurul reșițian, trebuie să vorbesc de ce se întâmplă aici. Ce dracu se întâmplă aici? Nu, băi, nu mi-a iasă să fiu comedian. Așteptam, ha, 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 să râd de lumea, nu. Cred că nu mă pricep la glume. Eu am vrut să vă spun că sunt fericit că suntem toți aici în seara asta și că
ne manifestăm așa cum simțim, pentru că asta era una dintre problemele mele și, da, sigur, e un moment pentru public, trebuia să spun una dintre problemele mele, că tinerii nu prea știu să se exteriorizeze așa. Oh, uite ce bandă ai, frate! Îmi dai... Uite că știu. Îmi dai, te rog frumos, bannerul ăla mie, dai, te rog, pe scenă! Hai să vă și auzim! Cătălin! Cătălin! Noi ca tine vrei să fim! Cătălin! Cătălin! Noi ca tine vrei să fim! Deci aici sunt fetele și acolo sunt fetele. Deci, să vedem ce scrie aici. Ale cu tine puțin. Deci uitați cine e iubit aici și cine mai puțin. Cătălin! Nu mai am ce să mai spun, sunt fără vorbe. Doar că vă invit mâine la o tură cu bicicleta. La ora 10 ne întâlnim, pentru că nu suntem mahmuri, nu? Bun, hai că, dacă tot n-avem banner cu noi, avem cu banner cu tine. Cred că avem banner cu tine, dacă tot n-am avut cu noi. N-au... Bun, acum Cătălin s-a făcut, s-a așezat confortabil. Cred că l-ați făcut să se simtă bine. Trebuia el să spună asta, o să spun eu. La următoarea piesă, tot de pe PNV, l-am invitat din nou, sau mai bine spus, am să-l invit din nou, pe Zimbru, de la Cloj! Să bem! Să bem o horică! Nu, aia e Maramureș. Maramureș. La Cluj și aveți, la Cluj și aveți. Pălincă de Sălaj, e cea mai tare. Da, da? Nu, dar la Cluj și aveți, în afară de Ursus. În afară de Ursus și aveți, la Cluj. Orice. Aveți și, aveți și Jim Beam? Avem de bun, atunci vin. Hai, da. Oamenii de pe la mese, vedeți că asta e cu căcău, cum zice prietenul, să nu vă dea infarct sau poate ceva. Poate să vă mișcați un pic mai mult ca și până să acum. Nu, dar să nu vă răniți, vă rog frumos. Intolerance! Fiți toleranți unii cu alții, dar în același timp mișcați-vă. Asta a dormit, Reșița, haideți! Hei, 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 come on! Haideți și voi, cei din spate! Can I tell you something? I got to tell you one thing. If your mind is open, prove that you deserve it. See those little kids lying down the street, needle in the vein. My fucking insane. Can I tell you something? I have to tell you one thing. If your mind is open, prove that you deserve it. See those little kids lying down the streets, needle in the vein. So fucking insane. You don't have the fucking right. You don't have the fucking right. Fight. You don't have the fucking right. Haideți, Reșița! Hei! Okay, hei! Go! Hei! Hei! They judge me fucking wrong. They treat me like a shit. They got my fucking balls. They got the melon bat. They judge me fucking wrong. They cover me with shit. They got my fucking balls. They cover me with spit. You don't have the fucking right. That's it, sir. You don't have the fucking right. You don't have the fucking right. What you seek is what you get.
It's all around. What you seek is what you get. It's all around. What you seek is what you get. It's all around. What you seek is what you get. Motherfucker. Adesso Reșița! Can I tell you something? Something you don't know? We are gonna hang you because of fucking law. You don't have the fucking right. You don't have the fucking right. You don't have the fucking right. Adesso Reșița! Simbru de la Cluj! Bun, ironia face că o piesă atât de veche ca asta care urmează e totuși la fel de actuală. În continuare, n-avem bani de țigări, n-avem bani de bere, n-avem bani de benzină să mergem într-un picnic. Așa-i, frate, așa-i. Băi, am și o întrebare până își reglează Cătălin Tobili. Câți dintre voi de aici sunt fanii noștri pe Facebook? Unu! Doi! Care sunt? Deci patru mâini. Deci patru, super, avem patru, bun, super, yeah! Băi, citație! E unu sau una. Mad Valley, e aici Mad Valley? Ăla? Vino, te rog, pe scenă! Vino! Vino aici, frate! Deci băiatul ăsta ne-a sprijinit orice a făcut el, dar el a fost numărul unu, cred. Respect, frate, respect. Și noi îți mulțumim că a venit. Bravo. Deci pentru băieți ca el și ca voi cântăm noi astăzi. Altfel stăteam acasă și beam sau nu știu, făceam altceva. Dar uite că am zis, hai să o face, frate. Hai una care am făcut-o, nu mai știu când, în 96, păi, eram noi mici, da, în 96, așa cu Dio, la una mică, am făcut o piesă că era viața grea, între timp nu s-a schimbat, e tot grea, pentru unii e mai bună, pentru alții e la fel. Așa că o să vă cântăm, aș vrea să vină o vreme. Acum puteți să stați liniștiți la masă, că asta e lentă. Cred că o să mai vrem mult. Ar fi super dacă ați dansa un pic cu fetele alea frumoase de acolo. Ar fi beton, deci mie eu m-aș bucura. Luați fiecare pe cine aveți mai aproape, hai. Singur pe o bancă, în stația pustie. În dimineața asta mă simt ca o mumie. Aștept autobuzul, dar văd că el nu vine. Atunci o iau pe jos, chiar dacă asta nu-mi convine. Ba străzile aiurea, că tot nu am ce face. Și-o mers de o lună și pot să spun că-mi place. N-am bani nici de o pâine, n-am bani nici de țigări. E tot mai greu, dar totuși am tulburări. Veste cum la oameni, privesc la magazine. Ei tot trec și se uită, apoi își văd de drum. Or fi și ei la fel, or fi și ei ca mine. Sau eu văzând atâtea am devenit nebun. Dar îmi continui drumul și ajung într-o piață în care multe lucruri și noi și vechi se vând. Eu stau, privesc ca prostul, îmi mângâi buzunarul. De gol ce e în el mâna nouă din trân. Așa să vină o vreme, să nu mai fie așa.
să fii un pic mai bine. Să am și eu ceva. Vreau să beau o bere, să pot să beau tine. Vreau să merg la picnic, să am bani de benzină. Dar astea nu mai vise, doar vise minunate. Dorințe ce împlinite, nu cred că am să le văd. Sunt lucruri care au fost, au fost poate reale. Sunt lucruri care poate vreodată vor mai fi. Eu sunt tot pe drumul și fac calea întoarsă spre casă. Cred că ar fi mai bine să mă duc acolo. Fiind singur nu mai am gânduri rele. Cred că voi sta puțin și apoi am să mă pun. Aș vrea să vină vreme, mă nu mai fi așa. Să fii un pic mai bine, să am și eu ceva. Vreau să beau o bere, să pot să beau tine. Vreau să merg la picnic, să am mă de benzină. Oh, da, da, da. Să vă cântăm o piesă care e relativ mai nouă, în sensul că n-am mai scos-o până la albumul ăsta, Reinforced. Câți au coborât Reinforced până acum? Unu, doi, trei. Hai mă, câți au coborât Reinforced de pe internet? Deci... Păi când mergeți acasă, direct www.screaminghead.ro și coborâți Reinforced, ce n-ai, bă? Nu, mă, e gratis, l-am dat gratis direct. L-aveți cu copertă, cu totul, tot. Până și cu playlist de Winamp. Bine? Asta o să înceapă cătă ăsta care vreți voi să fiți ca el. Drumul se deschis, poți să faci ce îți vine. Dar îți este foarte frică și se frică chiar de tine. Nimeni nu trupește, trebuie de adânt să pornești. Uită teama, te cuprinde, știi că n-ai să reușești. Ai încercat atâtea ori, sunt tot atat în bară. Mintea ta refuză totul, mintea ta e o peste rară. Totul se repetă, oare chiar ce s-o din. Ca de fiecare dată, totul să fie lovit. Faci orice să roșești în viața, fiindcă drumul ți-e deschis. Și tu știi că ai o șansă, dar ceva te dea în spate. Bagă-l fiindcă capul tău, ceva apare, să cred că va fi rău. Te lupți cu capul tău și te lupți cu mintea ta. Ai grijă cum te lupți, că în joc e viața ta. Depinde doar de tine, nu te lăsa în vis. Nimeni nu te opește și drumul ți-e deschis. Cool.
avut, l-ai pierdut acum. Iar tu ești tot acolo, tot pe același drum. Așa ca și acum, frica ta a învins. În capul tău se pare că totul este stins. N-ai mai pierdut o luptă și viața merge jos. Se pare că ești gata, se pare că asta poți. Și dacă vrei să zic ce văd în mintea ta, nu te rupă de mare și vei sfârși așa. Te pot să încap pe ea. Tony, te iubim și ca tine vrem să fim. Nu știu cum vă merge vouă, dar tricoul meu a fost varză de la a doua piesă, așa că hai să văd dacă pot să cânt așa. Bun, următoarea piesă, am mai auzit-o aici. Deja ați cerut-o. Vă dăm acum. Da, Tony, Tony. Bun, deci Cătălin! Ia să vedem cine strigă mai tare, Tony sau Cătălin? Bun. Lăsați-mă să prezint, vă rog frumos, că ne lungim și na. Bun. Ne lungim și okay. Ieșim din grafic. Ne lungim și... Ca tine vrem să fim. Și ca tine vrem să fim. Bun. Piesa asta cred că am cântat-o pe fiecare album al nostru. Cred, nu știu, poate a fost un lucru bun, poate a fost un blestem, nu știu ce a fost. Bun, așa e. Prima versiune a fost punk, aia parcă nu ne-a plăcut așa mult. Și într-o zi, aveam repetiții, nu? Da, dar nu știu dacă tu erai. Nu, eu nu eram. Nu. Mă rog, eram eu cu Dio la sală, aici, pe unde intrarea la Bambu. Yeah! Am avut sală și acolo, în holul de la intrarea la Bambu. Bă. Deci am cântat peste tot. Eram eu cu n-a Dio. Fost așa, n-a fost era, așa. Eram eu cu Dio. Eram destul de beți, rău, de stai, tot. Stai că-ți spun. Și Dio a început într-o beție notorie, așa, să cânte chestia asta. Vedeți? Și eu zic, bă, ce e asta, bă, ce când stai aici? Și ăsta a fost hitul nostru, cel mai mare. Și pentru că pe șeful lui, care îl punea mereu să tundă, un tip destul de retardat. Așa, îl chema Ilie, Ilie! Îl chema Ilie, așa că mi se, hai, frate, dacă ăla te pune să te tunzi, hai să-l facem de căcat. Acum ai spus de Dio. După cum am spus și vedeți, Dio nu este azi cu noi. Da, este cu noi, dar nu pe scenă, este cu noi... Sufletește, așa e, așa e, Val. Când eram sus în balcon mai înainte, a dat un telefon și a zis să vă salutăm pe toți. Așa este. Am vorbit cu el la telefon. O să se bucure mult, o să se bucure mult. Vă mulțumesc. Ok. Ok. Astăzi avem marele, marele noroc să-l avem printre noi pe Liviu de la formația Masterpiece! Yeah! Și așa mai departe. El a mai fost la noi în județ, nu e așa? A mai fost, nu, Liviu? Așa e, anul trecut la Gârnic. Așa. S-a simțit atât de bine și a spus, dacă aveți nevoie cineva să-l înlocuiască pe Dio, vin cu voi, Alecu. Și vărul Alecu. Și vărul Alecu, la noi totul e pe cumetrie, bă. Rămâne familie. Și Liviu o să vă cânte puțin. Și după aia o să înceapă o piesă care, na, poate o știm. Hai să vedem dacă o știm, să o dăm, nu știu. Liviu! Cel mai tare, mulțumim, Liviu, mulțumim mult, mulțumim că ești cu noi azi. Hai, acum ar fi cazul.
cine? Ilie era un om harnic muncitor, era băiat de treabă, un tip prevăzător. Lucra într-o uzină ca electrician, vechime nu avea capa, a lucrat un an. Într-o zi săracul primește o științare, cum că nu e de lucru și cum că au să zboare. Și iată pe omul nostru, pe omul nostru Ilie, cum stat și tot în jură, mânca democrația lui Ilie! Dedicată lui Ilie! Lui Ilie! Dedicată lui Ilie! Ilie Gardiano! Ilie! Dedicată lui Ilie! Lui Ilie! Dedicată lui Ilie! Ilie se întreba oare ce avea să facă, parcă se și vedea cu un picior în groapă. Dar iată o idee, ideea-i de elan, el electricianul, să fie gardian. Se duce să angajeanul și cât ai dat cu banul, nu e electricianul, ci este gardianul. Nu mai era un om din clasa muncitoare, era acum un dur ca un uniformă tare. Nu-mi Ilie! Dedicată lui Ilie! Nu-mi Ilie! Dedicată lui Ilie! Ilie gardianul! Nu-mi Ilie! Dedicată lui Ilie! Ilie gardianul! Nu-mi Ilie! Dedicată lui Ilie! Dar iată că a fost vremea să intre în acțiune. Ilie gardianul, persoana cu renume. Bețiva număr 4, fac noaptea o vitrină. Ilie și colegul s-ar repede se prindă. Cum ajung acolo cei patru s-ar pe ei? Pingroane cap și curdele dau la gardieni. Ilie se trezește și visul ce dispare. Nu are ce să facă spre casă, o să se care. Lui Ilie! Dedicată lui Ilie! Ilie gardianul! Lui Ilie! Dedicată lui Ilie! Ilie gardianul! Lui Ilie! Dedicată lui Ilie! Ilie gardianul! Lui Ilie! Dedicată lui Ilie! Lasă-vă pe voi! Lui Ilie! Lui Ilie! Lui Ilie! Gardianul! Lui Ilie! Lui Ilie! Ilie! Gardianul! Oh yeah! De fapt, Ilie e legenda. E rândul meu să vă zic că, dar deja v-am zis odată, că avem un site www.screamingheads.ro. Acolo puteți covori albumul Reinforced. Era până acum nu de mult coperta pe ecran. De câte ori dați click, îl coborâți. Puteți să luați și de pe SoundCloud și de pe Reverb Nation. Bine. Și pe Facebook. Avem 250 ceva de fani. Poate după seara asta ne ajutați să ajungem la 300. Hai că așa. Și acum o să vă cântăm o piesă foarte tare, foarte tare și dură, care se numește În drum.
orice ordă. Au câștigi citate, tu te lăg lume să crezi. Sunt tot adevărate și trezi la realitate. Tu rămâi cu el în gând, ne speri și ne speri ca să tu mormâi. Când privești televizorul, multe lucruri te-au dat gata. E normal când vezi un om care și-a tăiat garfata și rămâi mărmurit. Repede în stece și în capul tău te bucur. Nu ești tu cel mai rece, hai la! Fii fericit, fii fericit acum! Mâine poți să-ți lași mort în drum! Știi care-i scorul? Știi cum e bine? Pentru tine. Eu pentru mine. Eu coșoace se repetă. Un coșoace a fost mereu. Cum te uiți râng la unul. Cum coșoace pe la mea. Și-o moară fără jenă. Fie noapte, fie zi. Nu-i pasă că ai acasă și nevastă și copii. Ce să faci, ce să faci, ce să faci? Am să mor. Ce să faci, ce să faci, ce să faci? Am să crap. Într-o lume ca o jungă e cam greu ca să trăiești. Ești mereu într-un căcat din care nu prea știi să ieși. Dar e doar ferit-o, viața ta e numai scump. Și când viața asta e gata, te trezești direct în drum. Astră! Acum! Mâine poți să-ți lași mort în drum! Știi care-i scorul? Știi cum e bine? Tu pentru tine, eu pentru mine! Fii fericit, fii fericit acum! Mâine poți să-ți lași mort în drum! Știi care-i scorul? Știi cum e bine? Tu pentru tine, eu pentru mine! Ce-ai să faci? Am să mori. O să mor! Ultima piesă a apărut pe... Aia-i, frate! Aia-i, frate! Strigă, strigă și tot nu tac și că strigă și iar nu tac. A apărut pe compilația revistei Maximum Rock în 2007. Am avut pe ea ca invitat pe prietenul nostru al Dracu, Leon Barbu al Dracu, fratele lui H. Mersi, să-ți spui mulțumim. Silvi, te iubim, noi ca tine vrem să fim. Silvi, te iubim, noi ca tine vrem să fim. Adică bugetari, așa. La această piesă, uitați-vă, noi arătăm... Nu arătăm. Am adus-o pe Leonida azi. Înainte să o prezint pe fata aceasta superbă, vreau să vă prezint încă o dată formația. Poate ne cunoașteți, totuși o să o prezint. Încă o dată la bas, l-am avut astăzi pe Liviu Fodor, îți mulțumim din suflet, frate. Încep din partea aia. Așa, de la stânga de pe aia. Flavius, tu ai făcut acest album, tu l-ai înregistrat, tu te-ai chinuit. Cum ai putut, frate? Ești tare! Ești cel mai tare, Reșița! Ești cel mai tare, Flavius! Ești cel mai tare! God bless you, man! Hai. Alecu! Alecu!
Bravo! Un cuvânt! Nu trebuie să vezi, spun Alecu și am spus tot. La tobe, la tobe l-aveți pe senzaționalul Cătălin Gabriel. Te iubim, noi ca tine vrem să fim. Cătălin, te iubim, noi ca tine vrem să fim. Cătălin, te iubim, noi ca tine vrem să fim. Bine, bine. Și cine a mai rămas? Toni. Ce, și eu cânt azi? Da. Eu sunt Toni și vă iubesc. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte, mai avem și Zimbru, Zimbru, vino aici, că și tu o să cânti la piesa asta, hai frate! Încă o dată, Zimbru, de la Cluj! Fata asta e mai tare ca noi toți la un loc, toți băieții, ne face de râs. Fata asta e tare, tare. Shibi, you rock, girl, you rock! Bun, și hai să dăm și ce mai ai avut de spus, ultima piesă, frate. Flavius, arde, frate! Rășița, sunteți cu noi! Vrem să o vedem sărind, haideți! Hai, Rășița! Hai, Rășița, să vă aud! Am început în 94 și suntem tot aici. Capetele strigă, ce mai poți să zici? Una din fantazie, el au trecut. Suntem toți in the house, ca la început. Și nu ne poate gândul chiar deloc să terminăm. Vom striga în continuare și n-o să ne lăsăm. Screaming heads, mesajul înturbat în direct pentru cei cu viitora ta. Ai vorbit de viitor, ești destul de curajos. Ai curaj să te gândești, da, nu va fi frumos. Într-o viață de căcan, o viață cum e asta, unde poți să dai cum vrei, tot ai ieșit ca pasta. Mai las-o dracu jos, ce te iei de viața mea? Eu sper să meargă bine, să fac și eu ceva. Și ce tot povestești, ce tot vorbești în vânt? O să murim cu toții, așa că stai la rând. Capetele strigă, ce mai poți să faci? Poți și tu să strigi sau tu preferi să cazi? Și strigăm într-una până nebunim. Însă nici atunci nu o să ne oprim. Ai luat-o pe NV-ul și acum trăiești degeaba. Dacă ești cu noi am să-ți spun cum stă treaba. Când totul este bine nu-ți nici probleme mute. Dar când ești în rahat nimeni n-o să te ajute. Hei, și bine aici și am să zic părerea mea. Azi cântăm pentru voi și nu cred că vom pleca. Și cântăm pentru cei ce nu au ce să facă. Și cântăm pentru cei ce se văd în groapă. Și cântăm pentru cei ce se simt tratați. Cântăm pentru cei ce se simt nerealizați. Cântăm și pentru cei ce n-au nicio problemă. O zicem pentru toți, acum v-am pus în temă. Capetele strigă, ce mai poți să faci? Poți și tu să strigi sau tu preferi să taci? Și strigăm într-una până nebunim. Însă nici atunci nu o să ne oprim. Capetele strigă, ce mai poți să faci? Poți și tu să strigi sau tu preferi să taci? Și strigăm într-una până nebunim. Însă nici atunci nu o să ne oprim. Atât am vrut să zic și mai precis eu asta cred. Dar ți-am zis-o drept în față, ți-am zis-o scurt și sec. Ăsta e mesajul, mesajul meu turbat. Păzește-ți frate curul ca să n-ajungi în rahat. Că atunci când totul e bine nu-s nici probleme multe. Dacă nu ești încăcat, nimeni o să te ajute. Așa cum deja am spus, problema e complicată. Dacă nu ești atent, atunci ai să o faci rată. Cu viața nu te joci, în special cu a ta. Ai grijă cum șutezi, că poate vei rata. Ne mergem înainte și nu vrem să terminăm. O striga în continuare și n-o să ne lăsăm. Și mai strigă cu noi, că noi nu vrem să taci. Când capetele strigă, tu ce mai poți să faci? Capetele strigă, ce mai poți să faci? Poți și tu să strigi sau tu preferi să taci? Și strigăm într-una până ne murim. Însă nici atunci nu o să ne oprim. Capetele strigă,
ce mai poți să faci? Am început în 94 și sunt tot aici. Poți și tu să strigi sau tu preferi să cac? Capetele strigă, ce mai poți să zici? Și strigăm într-una până nebunim. Una după alta, zilele au trecut. Însă nici atunci nu o să ne oprim. Stop in the house, care a început. Capetele strigă, ce mai poți să faci? Ultrașița! Așa, Reșița, Gălăgie, Screaming Heads in the house! Nu știu ce, am vrea să vă mai cântăm o piesă, uite, alegeți voi una și voi o găm. Uite, dacă mai vreți o piesă, vă mai cântăm o piesă, chiar dacă mai gândat-o, dacă vreți să o facem. Uite, prieteni, bun, Zimbru, Zimbru vine încă. Uite, mai dăm multe prieteni și atunci ne luăm la revedere de la voi. Și Ilie, bun, ok, ok, we got a deal. Între prieteni și Gota Ilie. Atât, frate. Dar va trebui să vă mișcați dacă ați vrut bis. Sunteți de acord cu mine, Reșița? Hai să vedem cine cântă cu mine, hai să încercăm. Areți Reșița! Opriți microfonia că îmi stricați sinfonia, vă rog frumos. Hai să vedem. Eu să fiu tu, tu să fii eu. Toată lumea sare! Cine vreau? Tu ești un om ca oricare, cred că aș putea să-l zic. Iar de se întâmplă câteodată să te poți la OTP. Pete, cel puțin asta nu poți o contrazi. De aceea când ești prost, nu vine tot un timp. Este prea fost să vin să fiu la fel și eu. Pentru că și eu sunt tot și mi-e stai greu. Dar e frumos măcar să ne înțelege bine. Dacă eu sunt idiot și prostul e tine. Mă întreb câteodată unde te mai suport. Deseori mi se întâmplă să te jur de nu mai pot. Apoi însă-mi trece. Suntem prieteni iar și constatăm lucii că ne certăm în zadar. Și mergem la o pere, mergem la o fip. Avem o prietenie cu care ne mândrim. Căutăm mereu niște tentințe și agățăm. Să mergem în supar și să le plimbăm. Tu să fie eu, tu să fie eu. Amândoi să constatăm, să fim noi este greu. Să ne dăm seama atunci când să fim prieteni greu. Atunci când eu aș fi tu, atunci când tu ai fi eu. Mulțumim! That's fucking hot! Oricare, cred că aș putea
să zic, chiar de-ai se întâmplă câteodată să te poți ca autobin. Aveți prieteni ce puțin, nu poți să condamni, de aceea când ești prost. În fine, să ce de este prea posibil să fiu la fel și eu, pentru că și eu sunt a tot și mi este greu. Dar e frumos măcar să ne înțelege bine, dacă eu sunt idiot și prostul e tine. Vreau să fii tu, ca tu să fii eu, tu să fii eu, să tăm amândoi, să constatăm, să fim noi este greu. Jurul e ușor atunci când și-am fi prieteni greu, atunci când eu aș fi tu, atunci când eu aș fi eu. Spune, frate. Țin să-l mulțumesc băieților de la Screaming Heads pentru oportunitatea de a cânta cu ei în seara asta. Zimbru, Zimbru, Zimbru! Cred că e mai ok altă variantă. Screaming Heads! Screaming Heads! Screaming Heads! Screaming Heads! Screaming Heads! Screaming Heads! Vă mulțumim foarte mult, Doamne, tu nu pleci niciunde, frate, tu stai acum aici. Aplauze și pentru Shibi încă o dată! Shibi, 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 atât! Reinforce! Sunteți super! One night only at Baroque! Yeah, baby! Înainte de toate! Trebuie să-i mulțumim tatălui meu, Mircea Suciu. Aplauze pentru domnul Mircea! Încă o dată, tot aici, tot împreună, de atâta mare de ani. Împreună am pornit-o, împreună am dus-o. Pe lângă asta, trebuie să mulțumim și celor care ne-au sprijinit și ne filmează. Andrei, ești acolo, Andrei? Mulțumim, Bana TV, mulțumim, Bana FM. Ne-au difuzat la radio, nimeni n-a făcut-o, numai ei au făcut asta. Mulțumim, 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 mulțumim. Mulțumim site-ului Metalhead. Foarte tare, ce mai tare site, ce mai tare site. Metalhead. Yeah, right. Și site-ului rgc.ro, care ne găzduiește cu albumul, să știți că e pe gratis, fără să plătim nimic, de la ei downloadați. Le mulțumim din suflet pentru că ne suportă. God bless you, God bless you, bro. I love you. Ok, Liviu, dai drumul, băiatule! Liviuța! Sia, 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 sia! Era un om harding muncitor, era băiat de treabă, un tip prevăzător. Lucra într-o uzină ca electrician, vechime nu avea, că avea lucrat un an. Într-o zi săracul primește o științare, cum că nu e de lucru și cum că o să zboare. Și iată omul nostru, pe omul nostru lie, cum stă și tot în jur, am mândrat democrație. Lui Ilie, dedicată lui Ilie, Ilie gardianul. Ilie, dedicată lui Ilie, Ilie gardianul. Dedicată lui Ilie, Ilie Gardianul, Ilie! Dedicată lui Ilie!
Ilie se întreba oare ce avea să facă, parcă se și vedea cu un picior în groapă. Dar iată o idee, ideea-i Doielan, el electricianul să fie gardian. Se duce, se angajează și cât ai dat cu banul. Nu e electricianul, ci este gardianul. Mai era un om din clasa muncitoare, era acum un turco cu uniformă tare lui Ilie. Dedicată lui Ilie, Ilie gardianul. Că a fost vremea să-i intre în acțiune. Ilie gardianul, persoana cu renume. Veți-vă număr 4, sparg noaptea o vitrină. Ilie și colegul s-ar repede să-i prindă. Dar cum ajungă acolo cei 4 s-ar pe ei? Picioare în cap și burtă le dau la gardieni. Ilie se trezește și visul ce dispare. Nu are ce să facă spre grea sau să recare. Lui Ilie, dedicată lui Ilie. Ilie gardianul, dedicată lui Ilie. Ilie gardianul, lui Ilie. Dedicată lui Ilie, Ilie gardianul. Dedicată lui Ilie, Ilie gardianul. Dedicată lui Ilie, hey, hey, lui Ilie. Dedicată gardianul. Și vai, lui Ilie. Dedicată lui Ilie, hey, hey, lui Ilie. Hey, hey, de rodul lui Ilie. Și încă o dată, lui Ilie. Dedicată lui Ilie. Dedicată lui Ilie. Dedicată lui Ilie. Ilie gardianul. Dedicată lui Ilie. 1, 2, 3. Lui Ilie. Dedicată lui Ilie. Ilie gardianul. Dedicată lui Ilie. Ilie gardianul. Dedicată lui Ilie, Ilie gardianul. Dedicată lui Ilie, lui Ilie. Mulțumim mult, prieteni buni! Yeah.